Îi adresăm invitația să ne transmită un cuvânt de binecuvântare preasfinției sale Iosif Păuleț, episcop al diecezei romano-catolice Iași. Excelența voastră, domnule președinte, înalt preasfinția voastră, domnule prim-ministru, stimate autorități centrale și locale, domnule primar, stimați ieșeni și moldoveni, dragi oșteni, suntem astăzi adunați în acest loc atât de simbolic pentru orașul și țara noastră, pentru a comemora unirea principatelor române și pentru a-i cinsti așa cum se cuvine pe făuritorii României de acum 161 de ani, în frunte cu marele erou al neamului românesc, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Unirea de la 1859 a reprezentat un moment marcant în istoria țării noastre, începutul unor mari transformări, reforme și înnoiri. Atunci s-a concretizat dorința mai veche de unitate a românilor, desăvârșită apoi prin actul unirii de la 1918. Atunci, în 1859, românii au înțeles că România trebuie să fie și să rămână țara celor care cred în ea, indiferent de etnie, condiție socială sau apartenență religioasă. Suntem profund conștienți că după 161 de ani, rolul nostru astăzi nu este nici de cum de a idealiza trecutul, ci de a transfigura prezentul învățând lecția trecutului. De aceea, privim la opera înaintașilor noștri să învățăm și să ne însușim acele valori în care ei au crezut, pe care le-au apărat și pe care le-au așezat ca fundament al României moderne, și anume iubirea față de țară, respectul, toleranța și mai ales pacea și buna conviețuire între români. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, scria atât de frumos marele nostru poet Vasile Alexandri în anii premergători unirii din 1859. Cum ar putea oare aceste versuri să nu ne amintească de motoul vizitei istorice a Papei Francisc în România de anul trecut? Să mergem împreună, spunea Sanctitatea sa la Iași, în fața Palatului Culturii, citez: toți înflorim când ne simțim iubiți, pentru că iubirea prinde rădăcini și ne cheamă să ne înfigem aceste rădăcini în viața celorlalți. Așa cum ne spun acele frumoase cuvinte ale poetului vostru național, care îi dorea dulcii sale românii: fiii tăi trăiască numai în frăție ca în nopții stele. Eminescu se simțea fratern, spunea Sanctitatea sa, și pentru aceasta voia ca România, ca toți românii, să fie fratern ca în nopții stele. Am încheiat citatul. Îi cer astăzi bunului Dumnezeu să fie în continuare cu noi și să ne ajute să rămânem uniți, să ne ajute să mergem împreună cu încredere și curaj pentru a putea trăi în pace, în fraternitate și în prosperitate. Cinste celor care au făurit unirea principatelor române!
în veci pomenirea eroilor noștri și binecuvântare pentru cei care duc mai departe valorile și idealurile sfinte ale unirii. La mulți ani, Românie! La mulți ani, dragi moldoveni! La mulți ani, dragi ieșeni!